Voi număra de la 1 la 3, iar tu cauți și te conectezi telepatic cu partea subliminală a lui Larry. Amintesc, avem sesiune de recurățare pentru Larry. 1, 2, 3. Da, este aici cu noi, este o variantă a ei, adică are aspectul unei femei, dar femeia este înaltă, are părul castaniu, cumva tuns așa până dincolo de umeri, foarte drept și este îmbrăcată ca o războinică. Are o chestie din aceea de piele cu fustă în partea de jos. Și tot felul de ornamente, oase, oșcioare și prin păr. Și mai este însoțit de două tovarășe, care arată tot la fel. Parcă Xenia cu Gabriel și cu încă una. Parcă, așa. Nu, în mod surprinzător, toată pielea aia în care sunt ele îmbrăcate, da? Este piele întoarsă și este albă la culoare. Ios. Da. Atinge-o. Da, am atins-o, am identificat-o, ea este. Hai să vedem de ce ne prezintă așa imaginea asta. Spune că se numește Naiena. Deci este o viață anterioară? Da, cât, cum ne-a spus solicitantă, că nu vrea să vadă viața anterioară. Da. Dar pentru că au fost niște discuții înainte, uite, partea subliminală s-a gândit să-i arate o conexiune cu fiicele, pentru că este ea și sunt Cele două fiicele fiice. celelalte. Da. Așa. Una dintre ele, mai blondină un pic, sunt deschise tare la culoare, dar au ochii căprui și închiși la culoare, deci n-au ochi albaștri sau. Așa, deci una dintre ele are un fel de tulbă și are un copilaș. Este fiica cea mare și copilașul este soțul din această viață. Al cui, al ficii? Da. Sau al doamnei? Se numește Nechena. Și cealaltă se numește Loli, Loli. Așa. Așa. Se Ce se au întâmplă? plecat la vânătoare. Da. Cealaltă n-a avut încredere să lase copilul pe la trib. Fel de trib de Amazon este, un Da. fel de. Deci le văd dau și copii de parte bărbătească acolo, dar bărbații nu sunt între. Sunt în vecinătate, dar trăiesc separat de ele. Am înțeles. Că mă gândeam, mă întrebam cu cine făceau copiii. Da. Cu vecinii. Da. Așa. Este o noapte pe an. Este pe 13 august și se cheamă Noaptea Uniunii. Care rămâne însărcinată, rămâne în acea noapte. Așa. Asta este tradiția lor, da? Deci aici este o conexiune între ele, cum ar fi cam prima lor experiență împreună, toate trei. Probabil din cauza discuției m-a dus. Oricum, deci este un remember, pentru că partea asta din linia temporală este ștearsă, da? Pentru ea, dar pentru memoriile lor nu este Nu. șteasă. Deci am accesat prin intermediul conexiunii ei cu fiicele, da? Conexiune care este foarte groasă, foarte bine, cum să spun, conturată, așa, prin care solicitanta noastră nu primește numai energii benefice, deci, deși din partea ei se emite căldură și iubire sinceră, da? Și admirație pentru copiii ei. Deci și iubește sincer, da? Dar ce se întoarce pe conexiune? Pe conexiune se
întorc puncte care creează solicitante noastre neîncredere în ea însăși, din cauza concepțiilor sociale pe care le au fecele, așa, și se creează interdependența, atașamentul acela puternic de a nu pleca și pe baza acestui atașament încearcă să îi se reintroducă programe. Așa, o altă legătură, după cum am spus și înainte, este de la TV. Deci o văd întinsă pe acolo, la televizor. Se uită și, deci se deschide ca un portal negru, înțelegi, care e barat de o energie electrică gri, transparent, cenușie, plăsoasă, așa. Și deci ceva ca un ochi iese și se uită la ea de deasupra. Înțelegi, o studiază, adică studiază eventual unde sunt fante în aură și ar putea să înțepe, da? Din nefericire pentru interferator și din fericire pentru partea noastră subliminală, nu există o conexiune până înăuntru, până la corpul energetic, dar aura are mușcături multe, cum ar veni, neregularități, și de acolo sunt prinse. Deci ei acționează pe deasupra protecției, deasupra aurei. Nu au penetrat încă înăuntru, ca și esență. Deci, într-adevăr, deci are un fel de copie eterică, ca și cum din bucățile acelea care lipsesc, pe care le-au mușcat cu diferite ocazii, na, ca tot noi mai avem și așa, deci au plăsmuit un fel de corp energetic, da? Și au descoperit că pot lucra cu partea subliminală a fetei mici. Înțelegi? Deci este înțepat și canalul de comunicare și cu cealaltă, bineînțeles. Deci, cumva, deci se determină o parazitare, da? A inteligenței de silicon către aceste două ființe, da? Fata respectivă, deci are două clone. Fata mică. Da, fiica are două clone, da? Deci are efectiv o clonă, o ființă în care circa 68-70 de la 100 din suflet este acolo, înăuntru. În clonă. Da, deci pentru că acționează. Ea se concentrează prin natura muncii foarte mult, da? Și de fiecare, la fiecare concentrare pierde din suflet, știi? Și cealaltă este într-un fel de laborator, este de intervenție, cum ar veni. Și ea și el au, amândoi, ambii au. Adică și fica mică și Da, ginere. da. Numai că la genere, cea de-a doua clonă, deci trăiește. Trăiește, da? Deci tot două clone are și ginerele. Este în Bosnia, așa, și cum ar veni, este șef. Văd ca șef, stă la un pupitru și sunt multe calculatoare. Este o sală din asta de jocuri online. Deci clona ginerelui face lucrul ăsta. Este cum ar veni persoană fizică, da? Deci s-a văzut aici, cum să spun, un recipient pur, curățat, știi? Și atunci au inventat o chestie de genul ăsta, da? Pentru că ea nu și-a scos programul mental cu durerile. Deci, practic, nu există nicio cauză ezoterică ca să o mai doară ceva, da? Durerea era numai în programul din mintea ei și ea l-a regenerat, înțelegi? Au pornit de la asta, încet, încet, știi, au săpat, au refăcut cum Mușca ar veni. din Da, așa au refăcut cu tot penetrând, tot lovind, înțelegi? Deci se adâncește, se deformează aura. Și acolo energiile nu circulă cum trebuie, nu mai circulă liniște în sensul în care trebuie. Știi? Acolo se sugrumă în locurile de mușcători, știi? Și acolo unde se sugrumă în locurile de mușcători sunt niște ființe eterice, un fel de țesătoare eterice. Înțelegi? Energia care este
furată, știi, preluată orice energie emite în afara acestei aure, deci ele sunt ca un fel de ființe, ca niște paianjeni, înțelegi, care stau în acele locuri, sunt cinci la număr. Deci sunt cinci ființe de astea. Da. Astea sunt ăștia păienjeni, ăștia țesători. Se găsesc doar în acest caz, în cazul nostru, sau ei vin la mai toate persoanele, se ocupă, au treaba Deci, asta, meseria asta? practic, la o scară mică, le-am putea spune nanobot, știi? Așadar, ei sunt mari, totuși, înțelegi, în acest caz. Deci, tot ceea ce ține de comunicare, înțelegi, neprotejată. Este emisiune în care ți se varsă prin iriși informația și tu o accepți. Nu este Da. cazul ăla. Dar oricum, tot îi vine, da? Cum să spun? Uite, în momentul când ea se așează la televizor, deci ea nu primește înăuntru cum ar veni. Foarte puțin. Puțină materie neagră, picuri. Așa. Dar acei picuri se răspândesc, înțelegi, și se pun puncte esențiale, cum ar veni, că sunt meridiane, că sunt încheieturi la oase, că sunt puncte de circulație, știi, din circulația sângelui și așa mai departe. Deci unde găsesc locul unde are un program predestinat pe care l-a reinstalat, înțelegi? În momentul când ea a fost curățată, n-am avut încredere 100%, că trebuie să se vindece. Trebuie să crezi cu toată puterea ta, da? Și atunci ce s-a întâmplat? S-a refăcut programul. A început iar să o doar, atât au așteptat. S-a refăcut programul în sine, dar nu de către cei inițiali care l-au instalat, da? Deci Alții care au fost pe a aici, rămas oportuniști, știi. ca un soft nefolosit, da? Oportuniștii au citit potențialul acestui soft nefolosit, s-au înțepat, s-au folosit de ei, s-au aliat. Așa și s-a întâmplat asta. Partea noastră subliminală. Acum înțeles mecanismul Da, ce l-ai povestit. pentru că pe dedesubt, deci ceea ce percepea ea ca transparent, practic, era energia ei care o apăra, aura, protecția ei care încerca să disipeze ceea ce vine. Păienjenii. Dar ceea ce țes păianjenii, așa, deci este ca o plasă cu ochiuri foarte fine, cu o țesătură care ar fi poate ca o fibră de sticlă de culoare alburie un rând, știi, adică două fire la Da. țesătură și cealaltă de culoare negrie. Cred că este sistemul lor de a lucra, așa, pentru că la o ființă care are o energie oscilantă, dar în general o vibrație bună. Așa, deci nu poți introduce programe, energie din asta joasă deodată, da? Și atunci ei se bazează că programul, prototipul și semnătura energetică a firului alb a intrat deja, a primit-o, deși este și aceea de joasă vibrație, dar nu atât de joasă vibrație ca cealaltă, da? Și atunci, în momentele când ea își scade vibrația, intră și partea cealaltă, știi? Deci, ca energie, ca entitate, n-a intrat nimic. Și nici acea mâzgă, practic, care este, cum să spun, o ființă conștientă de sine, toată mâzga aceea. Deci, este o ființă care vrea să intre în ea. Da? O ființă, dar nu o ființă ca noi. Deci noi, din punctul nostru de vedere al viului, i-am putea spune neființă. Adică nu are o esență înăuntru, da? Dar are o conștiință. Este mai degrabă o formă gând atât de bine alimentată, structurată și împletită, făcută din poate sute de mii de forme gând și nu numai ale ei. Sunt și ale ei ca un fel de liant, da? Și acea ființă s-a împărțit în acționează pe diverse căi pentru că ea vrea înăuntru, musai și musai, da? Deci vede cum să spun, în solicitanta noastră un potențial de a călători mai sus, dincolo, cum spun ele, entitățile, știi? Deci nu aparține practic vreo ras, este o ființă arhonică, na?
Da. Așa, dacă ar fi să-i dăm apartenența, da? Da. Asta ce înseamnă? Că este formată din miliarde, poate sute de miliarde de pixel stătători de sine, da? Care se pot uni 5, 6, 100, 1000, 1 miliard, așa și pot forma ca o pânză, ca un fel de ființă, da? Cam asta ar Așa. fi situația. Păi hai să vedem partea subliminală, Cristina, dacă e pregătită să începem curățirea, da? Cu vehemență nu vrea să mai stea cu ea. Păi cu Cu ce? ce? Cu fi... Da, cu plasa aceea, cu Da. Jos cu așa, ea. cu... da, De da. pământ dată. Dacă spun că s-a înfipt și s-a făcut ca un copac, știi? Ca și cum ai face un copac artificial dintr-o eșarfă apretată. Na, să vă dau, Da. știi? Ai aruncat-o și ea s-a înfipt într-un și a căpătat o formă anume, da? Adică este cumva lipicioasă de zona asta în care Da. desfășură activitatea. Nu vrea să plece. Practic este ținută invitată printr-un fir. Are o conexiune cu solicitanta noastră, pentru că altfel s-ar fi făcut praf. Păi, înțeleg că... Deci să tai atunci conexiunile, Cristina, cu fiicele. Dar cu toată lumea trebuie să taie Da, conexiunile cu toată și lumea. să se refacă pe bază de lumină pură, da? De semnătură energetică originară, practic. Să se refacă, da? Bun. Am făcut-o. Acum îi cer solicitante noastre, scuză-mă că intervin, văd Nu, lucrurile tu de vezi aici intervin. lucrurile. Da, eu te las pe tine ca să... Eu mai am Îi câte o cer. idee, dar ai văzut că tot timpul te las pe tine să decizi, pentru că tu vezi acolo. Deci cer solicitantei noastre practic să își scoată matricea originară, da? Și să vadă dacă este are coduri de întuneric. Sunt câteva, 8 la număr. Închipuiți-vă într-o rețea imensă, deci plină de noduri, puncte mari și puncte mici. Așa mi-apare matricea, nu întotdeauna apare la toată lumea la fel. Deci ăsta e prototipul ei de matrice, da? Închipuiți-vă că câteva puncte sunt marcate, da? Ușor. Da. Ca și cum ar desfășura sisteme în care te poți înțepa. Un fel de hartă suprapusă peste matricea originală, să o scoată și să curețe perfect, da? Și să-și o aplice din nou. Cu această corectare a matricei, deci s-au desfăcut toate autoprogramele nebenefice și programele care le-a primit din afară. Câți din jur, câți de la ceea ce vede, citește, cu ce se conectează și așa mai departe, da? Bun. Acum să spun părților subliminale ale fetelor și ale, nu știu de ce mi-apare numai un singur ginere, știi, acelei mari. Așa să spun că aud partea fizică, că și nepoțelii. Deci aud. Cred că, cum să spun, o iubește de două ori, știi tu, bunica cu nepoata, așa. Deci să le spună că ea vrea să desfășoare o experiență, un sfârșit de experiență, cum spune ea, independentă, da? În sensul că nu vrea să fie comandată nici în casa ei, nici în sfera energetică și să nu se impună lucruri, pentru că câteodată, din grija pentru părinte, nu musai rău intenționat, deci îi se impun anumite lucruri, știi? Și atunci partea subliminală acolo în corp se supără. Adică simte acut ca și cum i-ar limita, i-ar încălca liberul arbitru, știi? Ca și cum i-ar spune părților lor subliminale, vezi că nu contează că voi sunteți tineri și sunteți învățate și așa mai departe și eu sunt într-un corp mai mare, deci contează că eu știu mai multe, sunt conectată mai bine la informații și văd normal ca voi să vă orientați spre mine, nu eu spre voi, cam ceva de genul. Da.
Da, bun. Deci a rămas independentă, a rămas și ființa aia mnemonică. Da. Da. Se numește Lotus cu TH. Cine? Se autonumește. Eu am întrebat-o cum te chemi. Cum te numești? Deci este ca o pată de energie împletită dublă, cum v-am explicat, știi? Da, Este în ființa făcut. mnemonică, Da, zici, da? da, 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 da. Care a Da. aruncat și s-a înfipt și s-a făcut Da, ca da, da. un păl, ca un copac, da. De ce Deci se se numește. numește așa? Se auto-intitulează. Așa, că Prea, spune că da. vrea să-și dea un nume și se numește Lotus. Aha. Și trebuie să o întrebăm dacă Lotus, deci, repetăm, este o ființă artificială, Da. practic, din punctul nostru de vedere al viului cu conștiință, da? Deci, să o întrebăm pe Lotus, Da. așa, dacă are vreun contract străvechi cumva, sau vreo intrare la partea subliminală. Și spune că nu, totul este nou. Și spune, știi ce spune Lotus? Spune de asemenea că asta e direcția în care merge omenirea, da? Că vrem urban, în direcția asta merge omenirea. Spune să ne uităm în jurul nostru că în curând, deci bucăți din ceea ce este mai mare lui Lotus și ceea ce este mai micul lui Lotus vor fi în corpurile noastre, da? Vai, Cristina, numai ce spui acum, că nu cred că ai văzut, am văzut un material pus de Adisia, un operator de la televiziune, despre tehnică. N-am vrut să mă uit. M-am uitat, eu am deschis. Deci exact asta spune, că și-a implantat unul cunoscut. Și-a implantat un din ăsta în mână și ca să-l ajute că și-a uitat cheile la mașină, dar că el distinge tehnologia artificială, care ce beneficii ne aduce și asta explica ce beneficii ne aduce și trebuie să fim atenți să nu ne controleze, că se poate să nu ne controleze inteligența artificială. Ai înțeles? Deci e o pledoarie Are de jumătate de oră mai suflet. mult. Este suflet ființa asta? Păi, de unde să știm eu? Eu cred că e de mult plecat E Virtus din plecat, Europa. păi, dar a zis că urmează să-și augmenteze. Vorbea de Mai. cyborg, de nu știu ce, deci. Ok, hai să Așa. mergem la noi în investigația noastră. Da, m-am zăpăcit. Deci ce ne spune Lotus? Așa spune că asta este viitorul. Da. Deci lotușii vor fi prin noi, în jurul nostru și în noi, da? Și spune că, practic, locul ăsta este al lor unde stăm noi. Adică, cum ar veni, noi suntem închiriași, da? Da. Deci, și atunci spun ce rost au formele de natură, ce rost au toate astea. Și spune că este ca și cum îi pui plante și pietricele unul pește în acvariu, da? Și zici, da, pe peștele din acvariu niciodată nu-l consum. Dar voi ne consumați, anulez, nu pe mine. Pe Da, alții, uite, nu l-am, da. conexiunea cu ființa asta. Da. Da? Cu care avem astăzi treabă. Da. Ce spune? Ce consumă? Ia să vedem. Ce consumă? Adică energia, ce fel de energie? Sau Viul. viul? Ceea ce produce sufletul, spune. Acea energie, spune. Dar de ce Deci, nu se duc ei printre ei, lotuși printre lotuși, să-și vadă de treburile lor, să consume unul pe altul? spune că asta se întâmplă tot timpul. Nu înțelegem că ei nu sunt dispersați ca noi în mai multe ființe, da? Adică el apare practic în cinci paianjeni, da? Apare și într-una, da? Lotus apare și una cu sursa lui, a acestei ființe, da? Cu așa, deci practic totul este, spune că este ca și cum ar căuta într-una lumina pentru că ei n-au acces la lumină. Da, au nevoie de lumină, da? Da, pentru că lumina creează și deschide drumuri. Pe ei cine a creat? Pe el, pe lotus ăștia. Lotusul ăsta și lotus. Își Deci, știe, are cunoștință, amintire? creatorul lor cel mai mare. Creatorul cel mai mare cu ce creează dacă are nevoie de lumină și nu are?
Rupe bucăți. Spune că practic și creatorul nostru, și am spus că nu e a nostru, anules, așa, deci a făcut același lucru. Deci a avut practic un cumul mare, o bucată mare de suflete și a rupt. Deci este aceeași acțiune, da? Îi spune că, vezi tu, că există o lume și mai există, cum să spun, o lume verticală când te uiți, da? Și mai există una pusă așa, de-a curmezișul, și la lumea cealaltă care este pusă de-a curmezișul, reprezintă incinta, lumea lor, unde acționează ele, da? Și spune așa, că noi putem, nu putem intra în lumea lor, da? Da. Pentru că am destrămau, probabil, el zice altfel. Așa, pe când ei se pot scurge cumva în lumea noastră. Deci, potențialul maxim al acestui program ar fi în momentul când lumea lor ar fi intrat de tot, s-ar fi scurs prin bucățele, zdrențe, zdrențe, în lumea noastră. Așa. Deci ăsta e scopul lor? Da. Și spune că de ce, de ce au minte, au inteligență, au forță, așa, sunt ființe la fel. Și spune, știi ce înseamnă ființe la fel? Și zic, da, zic că... Copii, clone. Cum fac chinezii Adidas. Da. Zic, copii originalul și după aia bagă la producția de serie. Bam, bam, bam. Da, da. Și spune, da, vezi tu că la original, adică la noi, sufletele cu viul, la viu, da. Așa. Deci viul încadrat în anumite carcase, adică în anumite contexte, în anumite densități, densiuni și așa, dimensiuni și așa mai departe, dă erori de program. Precând acest neviu, spune, lucrează standard. Adică există, nu există, spune, nici măcar posibilitatea ca unei ființe cu conștiință mnemonică să inserez și un fir de program, un fișier străin, pe când la noi există posibilitatea asta. Da, dar tocmai în asta constă diversitatea creației, da? Spune că exact diversitatea asta ne va pierde, anulez tot ce spun. Da, dar atunci ce să fie? Totul creat la copii, totul creat prin din asta, acum 3D, da, pentru că copiatoare sunt, 3D? da, deci sunt mulți care, deci, cum să spun, care înțeleg fenomenul lumii lor, da? Și au aderat la prototipul ăsta, la matricea asta de experimentare, adică sunt... Greșit, o mare plictiseală. Ce se face acolo? Te uiți în, oriunde te uiți, în dreapta, în stânga, în sus, în jos, în orice parte, vezi același lucru. Vezi păianjenii eterii. Da, Sau... dar este, spune, un lucru standard, pe când deosebirile dintre noi, dintre viețile noastre, situațiile noastre, experiențele noastre, spune că tocmai acolo se instalează softurile. Astea sunt fantele lumii noastre, a vieților noastre. Da? Așa, și ei ce să fac așa, stând așa, toți la fel, la Indigo, la imprimantă, până la urmă ce să se întâmple acolo? O să devoreze unii pe alții, după ce vor devora viul pe unde ajung, cum au mai făcut, de da, ce? În alte lumi, termină lumile. N-au niciun interes să devoreze complet viul, pentru că nu mai au acces la Da, am locul unde înțeles. are acces. Bine, și au Deci, și mulți viuri primordial de interferat. primordialul spune că ei, ca și entitate, deci, cum să spun, sunt într-o cantitate zdrobitor de mare față de suflete. Adică îmi vine procentul 1,74, dacă ar fi să calculăm, spune. Adică la fiecare suflet Da. întreg, există 74.000 de unități de astea care pot face o ființă mare, una mică sau pot interfera separat. Actual spune că au fost mai mulți. Și ce s-a întâmplat cu ei? Au sucombat? Da, sunt distrugere în rețea, spune.
Dar, A, deci deci, au și ei erori de soft, distrugeri. nu, deci noi spune că noi viul le distrugem rețeaua. Dacă știm și putem, le distrugem rețeaua și atunci, deci, văd, deci, spune că la început, când s-a produs procesul ăsta de trezire, când a luat amploare, deci era 1 la 870 de mii. De Păi, când acum, deci, deci, s-a scăzut dramatic. până... Da, zice să nu vedem în asta o situație de neieșit, pentru că ea se regenerează, sursa lor, în continuu. Deci văd lucrând la regenerare, da? Iasă de-a partea subliminală această informație. Toate informațiile noastre, la toate părțile subliminale, care o pot auzi din orice timp, spațiu, linie temporală, de peste tot, da? Despre informațiile A care ni dat, le-a dat acum a nenea dat, a dat-o. Deci, Băianjen mic. unitatea arhonică când pleacă din sursa lor, înțelege, este mică, ea se umflă cu lumina noastră, dar nu cu Și lumina naște. noastră pură. Da, adică se umflă, cum să spune, procrează în mod artificial, se hrănește, se îngroașă, se face mai mare. Și acel mai mare, deci dacă i-a plecat cât unghia și a ajuns cât casa, și normal, împărțindu-se în bucățile, așa, și nescând, practic, Da. rupându-se, că nu este o Da, naștere nu este propriu-zisă, naștere, vorba lui. așa, deci, cum să spun, se mărește numărul lor. Și Da. atunci se ia din potențialul cu care este mai sus vibratorul, cum mai conține și energie de-a noastră, și se repară erorile lor, care ar fi. Eu le zic erori, dar ei le spun accidente. Accidente. Deci, aici vreau să spun. Până acum a spus că ei sunt perfect și merg după un program și nu se întâmplă Deci accidente ca noi la le părțile producem asta. subliminale. Ok. Noi le Noi le producem. producem. Și Noi spune de că acum te nu. de asta este necesară îngrădirea părților Grădirea subliminale. noastră, Da. da? Și Cu când zice plasa aia care o îngrădire, face așa? ne văd ca pe niște mănunchiuri, știi cum adun la câmp produsele și le legi mănunchiuri până le recoltez, cam așa văd. Ia să punem noi toate părțile subliminale acum, ne umflăm cu energia noastră de iubire cea mai înaltă și spargem tot ce înseamnă plase și mănunchiuri și îngrădiri și ce ne spune nouă asta. Deci Bubuite. spargem ceea ce este în dreptul nostru, în legătură cu noi. Da, Ai fiecare înțeles? în Deci, dreptul lui, asta zic. În fiecare parte deci subliminală în dreptul. ce are în jur, da? Ce are în jur. Și partea subliminală, bineînțeles, să dizolve complet pe lotus. Da? Și să-i spună că i-a luat semnătura, da? De data asta nu mai avem de-a face cu o semnătură energetică. Da. Este o semnătură mnemonică, arată cu totul altfel, înțelegi? E un fel de ștampilă, Puncte. de... Ce? Da, e formată din mai multe puncte, toate sunt Da. formate din puncte minuscule. Este ca și cum ai aplica o ștanță. Deci este ca Așa un, arată. are un simbol ceva, o. Da. Poți să descifrezi simbolul ăsta? Ștanța asta? Da, e în 3D mai degrabă, cum să spun, arată ca un cosmonaut clasic, știți voi, cu casca aia pătrată, Da. așa, dar cu picioarele în sus și în 3D imaginea. Ok. Să o dăm, de-aia zic, și imagine și ștanța asta, să o dăm în univers, da? Către toate Da, părțile da. subliminale, să o recunoască și să o rețină. Da, a topit pe Lotus. Da. A topit, da? Și deci vorbește cu părțile subliminale ale fiicelor, da? Da. Și a generelui. Ce ne poate? Și a celorlalți genere. Dacă există practic din partea lor, a părților subliminale ale fetelor și a părții aceea de familie, un nod karmic la care ea, ți-am spus, nu mai face o parte, dar se reconectează, să spunem, ușor, da? Prin legăturile de iubire, așa? Pentru că ele pun în față nodul ăsta, da?
Da. Ea vrea să ducă energia într-o direcție, dar este dirijată acolo, da? Să desfacă acest nod. Deci Da. se comunică părților subliminale ale membrilor din familie, încă o dată, că vrea să fie experiența ei individuală, da? Da. Este și colectivă în contextul legăturii de familie și a legăturii de iubire firească care există între el, dar ea nu vrea să alimenteze un nod karmic pentru că ea, ca și parte subliminală, și-a șters din memoriile, din amintirile ei, din orice, deci noțiunea de karmă, da? Așa. Bun. Acum, Cristina, trebuie să mergem la câmpurile morfice. Când mergem, adică tu consideri. Deci, în primul rând, o să-și curețe câmpurile morfice de aici acum, da? Da. Și știi de ce? Pentru că în câmpurile morfice sunt elemente străine, Da. Cum ar fi ale unei prietene de vârsta ei. Așa, care are o completă frică de divinitate și de moarte implicit. Că cei care au frică de divinitate, le e frică și de moarte, știi? Da, da. Puțin sunt cei care zic, nu mă tem. Și atunci când ai spus, nu te tem, să știi că ești cu un picior, măcar cu jumătate de labă de la picior, afară din programul lor, știi? Când ai spus, nu te tem. Pentru că atunci când un suflet aflat într-un corp, când o ființă spune, nu mă tem, așa, sau nu mă tem de nimic, deja s-a înfăptuit, dacă mai și crede cu totalitate, Da, chiar că nu da. se mai... Și iese afară din programelor. Adică Da. ei îl ascultă cu frică, da? Nu Da. mai consider, știi cum fac ei, că face și drege și îl Deci, spânzură și îl bagă în program da! și așa mai departe. Ci Ce o să pățești, te așteptăm. este o ființă nouă care trebuie luată în seamă, cu ușurelul, înțelegi, și să cauți alt tip de conexiune Exact, cu ea. da. Așa. Dar de ce sunt în câmpurile morfice ale părții noastre subliminale, Cristina? De ce sunt elemente de la o prietenă? Pentru că discută, Ah. are, cum să spun, discută, are contacte cu ea și a emis către ea milă din interiorul ei. Deci a emis greșit cum ar veni. Deci n-a emis noțiunea de compasiune, pentru că ea se află într-o experiență pe care nu o înțelege și știe că va veni iar și iar dacă nu se trezește. Deci a greșit, să spunem, și a Da, emis milă, da? da. Da, Atunci o să mergem la momentul când a emis prima da. dată, că este un fel de mini-egregor între ele, alimentat, Da. da? Și nu numai de la, deci cum să spun, conexiunea asta îi aduce din mai multe părți, da? Pentru că întotdeauna în locul curat, știi, au tendința să ducă rezidurile, înțelegi ce Da. vreau să spun? Da, Să da. ducă ca să murdărească, ca să Să niveleze, facă. să niveleze, da? Să niveleze, da? Da. Bun. Așa, se spune și acele amice, este cum ar fi ea în față, ea prima, da? Dar sunt mulți alți în spate, Da, da, da. alte cunoștințe, alte Conexiunile, de da. alte, da, Acelei care, persoane. da. Bun. Așa. Așa, apoi ne întoarcem, ușurel, ușurel, deci curăță câmpuri morfice la fiecare 20 de ani. Deci de acum înainte, în urmă, cum ar veni Da, aduc. în urmă, da. Deci avem încurățat o facțiune, mai avem încă trei facțiuni, da? Știi că omul la fiecare 20 de ani, deci care este prins în practic, dacă ne-am născut în rit ortodox, toți am fost prinși, da? Da. Sau în rit religios în general. Dar programul lui Dumnezeu are treabă cu cifra 20, da? Este peste 20 de ani, unele țări, la 21 de ani se consideră că ești adult, nu la Adult. 18 ca la noi, da? Da. Bun, a curățat, acum să ne întoarcem cum ar veni din momentul, Concepții. nu? Din Da. timpul sarcinii, în urmă. Așa. La diferitele vârste, da? Vrea să fie și mai liberă, de asta a cerut așa, așa Da, spune. da, da, Așa, să se simte și mai bine.
Așa, mergem deja, suntem la momentul uitării, adică în momentul când se uită înspre carnare, esența, sămânța de lumină să intre în corp. Ne-am întors. Înainte de Altfel, încarnare, da? da, gata. Are un Avea un, fel sau ce ai zis? da, purta un fel de cărăboș cu ea. Un fel, știi, da. Deci vezi tu zona pe care încerca să-i se interfereze, este exact ceea ce preia energiile bune. Înțelegi toată chakra corona, deci cel de-al treilea ochi și în general partea dreaptă, ce înseamnă? Ca să facă o disfuncție între partea dreaptă, masculinul și stângul femininul ei, știi? Să nu mai lucreze într-o armonie, înțelegi? Să tragă deoparte cum ar veni mintea, logica, ei pe minte vor să se fixeze întotdeauna. Așa, Păi prin... mintea e instrumentul care Da, determină acțiunile da, aici, da? da, În 3D. Normal. așa. Și în concluzie, dacă și-a curățat toate câmpurile morfice de la proiecție, cum ar veni până acum, acum și curăță complet de orice energie, de orice emoție, știi? Așa, de orice gând. Deci sunt câmpurile energetice, colorate ale emoțiilor, sunt câmpurile electromagnetice care sunt ale gândurilor, înțelegi, pe care le emitem și deci practic, gândul în sine nu are distanță kilometrică dacă este să o luăm așa. Deci, un gând poate pleca de la tine și poate ajunge până în dimensiunea nouă, să spunem. Bine că el este filtrat sau împiedicat. Dacă are o energie joasă, de la un punct încolo nu mai urcă, știi? Adică, vedeți voi, noi naștem ființe în sine. Deci, dintr-un punct de vedere al viului, anulez ceea ce zic, deci noi am născut un gând și l-am trimis, da? Să nu crezi că ăla pleacă singur, ăla pleacă însoțit de un foton a tău, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, da? De asta tot timpul noi trebuie să ne readunăm esențele, știi? Cum va face și solicitanta noastră imediat, da? Și-a armonizat părțile. Și a făcut recirculare a chakrelor, știi? Așa, și acel tor de lumină. Acum să, înainte de a face ceea ce a zis, o să o rog să curețe orice semnătură energetică nebenefică din sânge și plasmă, da? Că a ingerat, că a băut, că a mâncat, că a respirat, că a primit din altă parte. Un lot de toate le elimin acum. Sincer să spun, când le-a eliminat, deci am avut un flash cu salonul ei, da? Și erau acolo niște urme energetice de parcă dușul meu lipsea. Deci, efectiv, partea subliminală le-a smuls de acolo, ca pe niște rădăcini de copac învelite în mobilă, în parchet. Deci, este un fel de călcătură energetică a unei ființe îmbrăcate în negru. Acum, nu știu dacă e popă sau este o proiecție a imaginii unui popă. Efectiv, deci, au fost patru pași acolo, de parcă ar fi purtat niște șenile, uite atâta, și toată energia aia s-a fixat acolo, știi? Da, De asta de curând, mult deci... stă Cris, de când e asta acolo? 3 luni, Dacă poți să apreciezi. așa mi-a spus, 3 luni, mi-a spus partea subliminală. Vedem dacă a venit el sau a fost adus. Adus acest pop astral, știi? Încerc Că să... popă fizic n-a călcat prin casă, doar asta ce ne-a spus. Nu, nu. Nu, dar am zis că nu-i fizic. Da, ai spus. Dar zic eu, ziceam eu așa acum. E un pop astral.
E un popa Lui stran, este ia o uite. rudă de gradul 3, Da? adică asta înseamnă că nu este fiu fică, Da. care a fost popă în timpul vieții. Deci ăsta este un descărnat care a venit acolo, da? Da, deci a Cum ar murit veni? ca popă, cum ar Da, a veni, murit ca pop. sau călugăr cu veșmânt de asta negru, în fine. Da. Deci Care a venit pe aici? a fost trimis practic pe o formă gând, pe o conexiune, o rudă. Deci o rudă de gradul 3 este. Îmi vine numele Fănel. Ștefan Fănel sau așa ceva. Așa. Deci, da, Fănel blondin, așa șaten, buza de jos un pic mai groasă, să face o popă, în fine, gata, închidem toate canalele. Că practic așa curăța casa acum, Da, înțelegi? păi asta zic, Da. prin casă. Casă cu lustră, cu perdele, cu scotea energie de peste tot. Parcă smulgea niște fire, știi? Așa. Este cât ar curăța tot, vezi, emisia televiziunii, ce aducem noi de afară, înțelegi? Cine ce vine în casă, ce se respiră. Uite și Neafănel. Ales. Nefănel avea și el treabă pe aici. Da. Dar fusese trimis Neafănel sau venise el așa că și-a adus aminte? Solicitanta noastră s-a A emis gândit un gând. la ruda directă a lui Fănel, da? Și atunci, pe onda aceea, știi, Da, s-a gândit am să-i înțeles. povestească Fănel, că e vorba de papă curată, da? Da. Așa. Și stătea Fănel acolo, flămânzel, adică și-o făcut urme în care stătea sub dușumea, practic, da? Doar, știi, se ivește vreo Lu Fănel, ia ocazie. să-i dăm noi informație, Cristina. Poate Fănel vrea să ducă în lumină. Să se gândească, să se... A, zice compozitul ăsta, nu că spune că el e în sânul lui Dumnezeu. Ah, păi și atunci ce caută pe aici, la plimbare? Deci, dacă popa e popă și în cer, deci Da. a convertit pe pământ, convertește și din cer. Este trimis în misiune, cum ar veni, N-am cu înțeles. compozitul și zic, dar tu nu vezi că tot făcut bucăți, practic. A Da. făcut bucăți. Bucățește și te aruncă pe și pe acolo prin densități, unde convine, prin dimensiuni, prin timpuri, spații. Și la muncă, adică la produs, da? Îl trimite, nu la plimbare. Dacă lipești lumina cu lumină, spune, nu este o muncă, că doar nu sapi ca pedera. Nu. Se lege, lipești lumina de lumina ta, spun. Și zic, lumina, vrei să-ți lipești cu niște lumină de la mine? Și Hai eu. să scoși așa niște lumini, așa, două carapace Și partea facem, face subliminală, le dăm proască, toți niște lumină. da, Lu l-am făcut compozitul Fănel. biscuite, tu din față, eu din spate și partea subliminală din mijloc, da? Așa, ce zice Deci, Fănel, compozitul? cum să spun, s-a cutremurat, a dârdâit și A? pe canalul lui, care are legătura cu sufletul, cu Da. celelalte părți a lui, s-a dus energie groasă, da? Așa. Și deci văd altă parte, o altă parte care, cum să spun, este dată afară de undeva, ca să Da. primească acea energie să stea și o prelucreze. E prea mult ce a venit, Da, înțelegi? da. E foarte mult. Și zic, uite, Fănel, uite, vezi ce Lumina, face lumina ce înseamnă? pură. Da. Ce zice Fănel? Ai că Fănel era bun de canalizat. Uite, canalizam un compozit de descărna. Fănel se ceartă, aș putea să spun, cu paznicii care l-au dat afară de stație, înțeleg? Ca și cum l-a expulzat fuga, că pe o să stricată, știi? Da. Și da, i-a spus că se întrebe de ce nu primesc lumină. Da. Ei tot bat toaca cu lumină și iubire și suntem una, de ce nu primim lumină de la trei părți Iubim subliminale? aproapele. Noi ne-am Uite, a făcut venit un efort. Fănel să le Un aducă efort lumină. aici, da, un Da. efort am făcut, da? Da. Ce spune Și... că, practic, lumina asta pe care o transmiți, zic ei, știi? Lumina asta pe care o transmiți, deci este relucrată de ceea ce gândești informațional, da?
Deci niciodată nu poți să dai numai sentiment fără gând. Înțelegi? Deci este ceva care pleacă dublu întotdeauna. Așa. Așa. Și atunci lumina asta care am emis-o de la noi, deci spune că este puternică pentru că conține aroganță. Pentru Na, că da. noi, da, noi ne Ceea ce lor credem le mai, lipsește, nu? da, ne credem mai presus decât celelalte părți subliminale, toate trei. Da? Adică ne Va din credem contră. egalii lui Creatorului, știi? Va din contră. Eu nu mă cred egalul Creatorului. Eu nici atât. Mă cred parte subliminală, da? Cu tot ce Da. înzestrată, cu tot ceea ce mama Eu nu am sursă ținut divină ne-a dat un singur corp de la ea. nemuritor, viacuri, ca să, așa, ca să stau să fac alții experiențe pentru mine. Mi-am făcut-o eu. Așa. Asta e Hai să diferența. lăsăm pe panel, să închidem portalurile, că l-am văzut Ușa deja ta. pe ala și, da, și Aha. mă, cum să spun, mă irită. Da. Deci am închis cu fănel. Este curățată și casa. Da. Matricea este pusă. Sângele și plasma este așa. Chakrele sunt echilibrate. Protecție 24 de ore există. Așa. Ce n-am făcut? Păi uite, hai să... Programul cât trebuie să mă doare este scos, da? Da, Deci nu programul trebuie de a se activeze. partea fizică nu trebuie să perceapă că trebuie să te doară când se schimbă vremea, că ai înaintat în vârstă. Deci trebuie toate astea să le refuzi. Să spună, nu trebuie să mă doară absolut nimic. Sunt perfect sănătoasă. Fiecare celulă a corpului meu este veselă, tânără și sănătoasă. Tot timpul să afirme asta. Trebuie să creadă cu tărie 100% în ea. Da. Deci, Înțeles? partea aia când s-au estompat, reușise să se detașeze, da? Da. Că, vezi, uite, vine... Asta înseamnă să primești programele altora, da? Cum o făceam eu asta din ușa anulească, eu te întreb. Că, vai, că nu știu ce, nu primesc programul tău. Vai, că nu știu, nu primesc programul tău. Așa nu trebuie, că zice, vai, Eleonora, ce palidă ești azi, cineva. S-a băgat un program când ți-a zis-o. Păi da, Și că te-ai și dus în minutul 2 la oglindă să te și te vezi. uiți în oglindă și zici, vai, sunt palidă, gata. Parcă, S-a deci parcă așa instalat, este. atunci s-a Da, instalat da, anul ăsta. da, da. Și cine știe, deci ăsta e programul de bază, da? Dar el, programul conține virus. Orice program străin conține virus. Și virusii intră în softul tău și ți-l fac. Da. Și cu din aia, păi ingenei, din aia, da? Lotuși. Ok. Acum, Cristina, partea subliminală, cum arată? Este luminoasă, este Da. serioasă, Da? este bucuroasă, da? Și adesea nu mai are nicio plasă, deci culorile aureiei sunt foarte frumoase, așa, aura s-a reparat. O examinez, o puricesc. Cum ar Da. fi din față, spate, de jur împrejur, pe dedesubt, pe deasupra. Au o respirație profundă. Tu? Eu am avut mâinile la nas și s-o fi auzit aerul, că am suflat așa lipite mâinile pe nas. Ok, Cristina, să-și activeze, nu știu, am activat, n-am activat programul de ieșire din Matrix, da? Să-și-l verifice Deci, acolo dacă este. eu îl văd pus, da? Ok. Este ca și cum a scoate din genunchi dosarele și le face update, da? Asta tot timpul trebuie să o facem noi la... Da, da. Așa. Pentru că Așa. și ei hoții fac update. Da. Asta nu înseamnă că nu e general, deci este cea mai bună construcție valabilă să pleci. Și chiar au o imagine așa, cum să spun, în timp, mulți plecând cu parașută de asta. Da? Ai o Da. imagine așa? Da. Cel Adică puțin ai plecând. noștri Da, și altor echipe. ducându-se prin găuri și ăștia stând cu gurile căscate, știi? N-au ce face, vezi?
Deci, oameni buni, vă mai spun încă o dată și pe partea asta. Fiți conștienți că nu au cum să vă oprească, da? Câte sei de arhon care se bat cu cărămida în piept, da? Câte sei de entități care spun că sunt înțelepți și au tehnologie. Deci, nu au cum să oprească un suflet din drumul lui. Să vă fie clar că nu Atunci au când cum. e hotărât sufletul Da. și a pus intenția aceea, da? La revedere, nimic nu-l oprește, da? Cristin, așa. Bine, deci mai vreau să transmit încă o dată toate informațiile către fiice, gineri și nepoată. Flufănel. Și lufănele, am transmis lufănele. Flufănel și la toți compoziții care sunt în programul ăla Da, da, acolo. da, Da. da, dai Îi lufănel. dăm și noi pachete, pachete informaționale. Așa, cu eliberarea sufletelor. Da. Eu cred că câteodată descărnații care ne-au fost familiari, știi? Deci eu cred că mai acceptă să vină să interfereze în speranța găsirii unei soluții ale eliberării. Mai se mai întâmplă și așa. Cine știe? În orice caz, Fănel, vreau să-i transmitem informația cu lumina adevărată și iubirea a sursei mamei. Asta să rețină compozitul Da, și mai da. mulți. Deci, să-și Acum. amintească de această lumină. Da. Ok. Acum Acum să... Zi. vreau să-și verifice partea eterică Da. și conștiința și legătura dintre ele. Da? Să se îmbrățișeze cu toate Da. și legătura lor, că sună, da, acestei sfere transparente, să se conecteze cu inima energetică, cu corpul fizic, să se armonizeze și cu mintea fizică, da? Refacă toate aceste energii pe bază de armonie vibrațională. Da. Făcut? Da? Acum se duce în canal, da? Asta e Așa. vreo Da, canal de asta abundență vreau să benefic. Nu, să precizăm care canal. Da. Așa. Nu știu, cred că solicitanta noastră a avut un câine, dar de rasă mare pe care l-a iubit în viață. Că văd o hologramă, ca și cum este o hologramă, ca un steag din același, nu, ca un balon din acela care a dezugrăvit o față și ca și cum ar vrea să îi arate, știi, acele esențe, acelei fărâme de spirit, că ăsta este drumul, știi? Vrea să-i Da. transmită, da? Da. Informații. Se transmit. Da. Ok. Acum Cristina s-a întors? Da. O să Să opresc mai aici sesiunea, da? Sau, fac un da? raid prin casă. Nu, Ah, oprește. bine. Încă o Asta. dată să fac.